Adrian Enache. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Am fost profesor la școala de muzică în Târgu Jiu. Am predat violă, dar m-am lăsat la timp. După aceea am trecut la munca care mie îmi place. Și ăsta a fost visul meu până în 91, când împreună cu colegul cu Angel am deschis compania Marilor Spectacole București, da, care știi destul de bine că ai... Dar cum am luat trofeul la Mamaia, m-au acaparat, zic, da, hai cu noi, că ești în prima ligă. Nu, păi stai tu, Mamaia ai luat în 2000 și... Nu, în 90 am luat primul 2, Laura Stoica, da, și eu. Atunci și v-am luat pe toți trei, pe Laureații, tine, pe Temișan. Laureații Mamaia și am făcut turneu. Pe Temișan și pe Iordan Chioia. Da. Eram la Casino, încă așa. Era Casino, da, în Constanța. Și făceam acele mese de final de sezon. Și voi... tineri și mai era Jean Constantin, draga Olteanu, draga Olteanu, care îi spunea, da, nanule, haide să mergem la masă, nu știu. Da, mă, dar eu nu prea mănânc sărat, că mi se umflă picioarele, mâinile și cu tare. Și a comandat un cașcaval pane. Eu când am venit puțin mai târziu, v-am găsit pe toți la masă și la final am spus, zic, domne, nota de plată, achit eu, vă mulțumesc frumos pentru sezonul ăsta extraordinar și cu tare. Și... domn profesor, spui, și eu ce am mâncat? Am mâncat decât un cașcaval. Dați-mi și mie pește, dați-mi și mie, aduceți-mi și mie tot, da, ce la început zicea că nu mă căsărat. Da. Că eu mulțumesc bunului Dumnezeu că am avut norocul și șansa asta să fiu alături de acești monștri, pot să le zic, ai umorului românesc. Și de asemenea și alături de Dor Octavian Dumitru, da, care el este acela care a dus stand-up comedie în România, da, da, după dar, 90, dar nefăcând acea comedie care se bazează numai pe sex, da, și da, da, te duce cu gândul frumos și automat toți copiii erau în sală și de asta e atât de longeviv Dor Octavian Dumitru, care și acum, după, deci din 92... Ai spectacol cu el pe litoral acum. Da, din 92... Buricul Pământului 2. 2. Din 92, când am făcut Mașina de Râs, uite că el își ține publicul în mână și are și trăiește cu aceste stand-up comedy care numai Dor Octavian Dumitru știe să facă. Spune-mi, bebe, ți-amintești care a fost primul tău spectacol organizat de tine 100%? 4 iulie 1978, pe plaja din Săcelul Gorj, când l-am adus pe Nicu Alifantis. Da, ladies and gentlemen, 4 July, da, ziua Americii, mă, bebe, a dus pe... Da, atunci, că doar ce m-a angajasem la Casa de Cultură și era cu o finanțare. Ai fost mai cu Nicu Alifantis, mai el? Numai cu el, pe vremea lui Ceașcă, Ceaușescu nu-ți dădea voie decât doi colaboratori. Ai, lasă. Să-i, două vedete. Și dar, ai fost pe stadion? Nu, era pe o plajă acolo, la Băi, la Săcelul, dai seama. Căminul era mic, avea 100 de locuri și pe plajă zic, bă, tot vin 300 de oameni. Și am făcut acolo primul spectacol. Să spun altceva ce am că făcut pentru, foarte interesant, pentru prima dată în România, ceea ce lumea nu știe. Asta, nu? Bine, asta a fost în Germania când am pornit în Europa în 1991, da, la Kleine Bucarest. Dar nu știu dacă... privitorii tăi știu că eu sunt acela care pentru prima dată am făcut primul festival pe plajă aici la Saturn de muzică electronică. Firma mea și eu l-am adus pentru prima dată pe David Guetta în România. Pe David Guetta, da. Alături de încă 23 de DJ renumiți. Dar a fost prea devreme, România nu știa cu ce să mănâncă. Pentru Bebe și de la Neadan. Neadan Spătaru m-a învățat o chestie foarte mișto. După ce m-am lansat și mergeam în turneele organizate de Bebe cu Dan Spătaru, era o onoare să respiri aerul acestui monstru sacru al muzicii românești. Mi-a spus așa, măi Pușule, tu ești frumos, cânti frumos, o să ajungi mare, dar învață ceva de la Dan. Mi-a predat și ștafeta la Naționala de Fotbal Artiștilor. Eu am devenit capitan la Naționala de Fotbal Artiștilor, a fost Dan Spătaru la început. Da. Era foarte bun fotbalist. El a absolvit facultatea de sport. Da. El și Mihai Constantinescu. Da. Și mi-a zis așa, vezi, ai grijă când mergi, te îmbraci frumos, te dai cu cremă pe pantofi, te dai și pe talpă.
Și eu nu înțelegeam de ce să mă dau și pe talpă. Și acum înțeleg, eu fiind solist angajat al Teatrului Constantin Tănase, scena de acolo de la teatru e înaltă și tu când calci acolo se vede talpa, lumea e jos ca și așezare pentru vizionarea spectacolului și se vede talpa și dacă talpa e de afară venită cu noroi sau cu praf, nu dă bine. Nea Dan avea o viziune extraordinară, elegant din cap până în picioare și spunea cam așa: tot ce a fost în viața mea odată voi lăsa uitării. An și an și nopți la rând povară clipa despărțirii. Spunea: n-am să-ți cer ce nu-mi poți da vreodată, n-am să-ți cer iubirea, n-am să bat la porți închise iară, nu-ți feri privirea. Ia spune, bebe, acum, sincer, cea mai grea întrebare. Care crezi că este cel mai mare defect al meu? Al tău? Da. Mam. Ești... știi... defect? Da, mă, dar ce defect am eu? Ce defect? Și tu ești la fel de bun ca și mine. Ești... într-o prietenie tu te dedici cu totul, cu trup și suflet. De multe ori ești prea bun. Ba, 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 ba. Da, da, ha, ha, da, da, frate. Da, da, nu sta de-nparte. Vino la live-ul lui Enache. O să cântăm să îți ajungă. Cu noi e finul, Paul Stângă. Aici se vede, aici se aude, aici se vede. A venit domnul Bebe, impresarul artiștilor, cei mai mari artiști din România, Bebe Micu. Și acum... uite așa ușor pe furiș, pune-ne Bebe pe afișele, pe toate afișele, atât din țară cât și din străinătate. Turneile celebre organizate de Bebe Micu în Statele Unite, Canada și Europa nu rămân fără ecou niciodată. Doamnelor și domnilor, în această seară o ediție de colecție cu Mr. Alexandru Bebe Micu. Salut, bine v-am găsit, Hello, Mr. Bebe, how I feel? I'm fine. Da. You are mare manager, la soare, big manager, e, big manager. Organizator, un umil organizator de evenimente pe litoral. Să mai indulgim viața românilor cu aducând în fața lor zeci și zeci de artiști. Cei mai buni de grijile cotidiene, dar normal, tot ce este pe val îi aducem pe litoral. A început să facă și versuri, tot ceea ce e pe val aducem pe litoral. Da. Să vă cânt cu sănătate de la Adrian Enache, să vă cânt să-ți vă ajungă bine și cu Paul Stângă. Da. E ce spun așa, domnul Bebe Micu este impresar de la începutul anilor 80 și are peste 3.000 de evenimente. Peste 5.000. Peste 5.000, a crescut că într-o săptămână s-a mai făcut 2.000, el. No, peste 5.000 de evenimente organizate. Da. Foarte bine. Da. Suntem în plină perioadă de turnee pe litoral, Bebe, și toți mari artiști sunt prezenți pe afișele tale. Cum a fost luna iulie și ce surprize pregătești pentru luna august? Deci, noi am venit chiar cu 11 iulie, la ziua soției pe care am aniversat-o la Teatrele de Vară din Eforie Nord și la Dorna, la Mamaia. La Bogdan, îl salutăm la Bogdan, da. Și am avut printre invitați, sunteți voi generația de aur, cum place mie să zic, cu alături de tine, Vali Bijelie, Jean de la Vali Craiova. Vali Storm. Vali Storm, așa îi spuneam în America. Diana Andreea Enache, Rares Galiote, Gașca lui Enache, Bebe, știe Bebe. Trupa lui Enache. Nicu Paleru. Nioara Velicu. Nioara Velicu, Maria... Constantin Enceanu, Acostică, să nu uit, finul Paul Stângă, Paul. Jean Paler, am rugăminte. Georgiana Lobonț. Am rugăminte să mă pui în spectacole, chiar, eu sunt pe afiș lângă Paul, dar și în spectacol în regie te rog să ne pui, pentru că noi avem piesele alea mare, e lumea alea, le cântăm împreună, armâneștile, și să nu fie unul la Eforie și unul la Nord. Ne ce, vrei tu, ce vrei tu, nu pot eu să fac eu, pentru că voi aveți câte două spectacole pe zi. Și automat, dacă el stă lângă tine, se produce golul în partea cealaltă. Sunt destui artiști, am văzut că sunt de vreo 20. O să încerc. O să încearcă, țin cont, pentru că anul trecut am fost la Eforie cu el. Ai și foc, a luat foc Teatrul de Vară, noi doi. Știi asta, că ai văzut filmare. Pe 14 de ziua de Sfântă Mărie, o să vă pun pe amândoi să cântați. Paulică s-a rezolvat.
Să fiți acolo, ce, da. Ce surpriză pregătești pentru luna august? Luna august, în primul rând, Vlăduța Lupău, care revine din nou pe litoral, alături de Ghiță Munteanu, care e un om extraordinar ca și Vlăduța. Și nu mai spun de... America, da, nu mai spun de Vali Vigelie cu Jean de la Craiova. Am și formația Azur, care revin în spectacole pe litoral. Și ce să zic, o grămadă, toată lumea trebuie să urmărească afișele cu aceste spectacole care au loc în stațiunile de pe litoral, Saturn, Neptun, Eforie Nord și Mamaia la Dorna, la Bogdan. Acolo. Da. Ia spune, Bebe, se organizează greu un astfel de turneu, un astfel de spectacol? Cum se organizează? Cum? Câte bătăi de cap îți cu dau? Cu bani. În primul rând, ca să... adune atâtea vedete într-un spectacol, pregătesc, tu știi, de anul ăsta pentru anul următor, știu. E cel mai greu ca să prinzi acele zile să iai pe toți. Dar, vezi tu, intervine și experiența, rutina. Eu am 33 de ani pe litoral. 33 de ani de când organizez aceste evenimente pe litoral. Să meargă o melodie pentru, da, 33 de ani de impresariat pentru, da, domnul Bebe. Se știe de la finul Paul Stângă și adică... E la, da, 33 de ani. Și la 33 de ani, stând câte două luni pe litoral, vreau să zic că de cât anul trecut am intrat în mare, că au venit nepoții și mi-a făcut și mie plăcere să intru cu ei în mare. În rest, eu n-am făcut un minut de plajă sau să intru în mare. Dar tu știi că singurul lucru faci plajă la Dămăroaia acolo. Nu, fac plajă la Atlantic cu tine. Așa, face la Atlantic cu mine, Bebe. La Miami un singur dor. Ia spune pe aia, Paulica, să-i cânt ceva lui Bebe, că noi cântăm non-stop. Da, tu știi că și în avion... Eu m-am lăsat la timp. Chiar dacă am terminat muzica... Dar chiar tu ai fost profesor de muzică, da, la Căminul Cultural? Dar m-am lăsat, nu, Casa de Cultură. La Școala Ciclen? De Muzică. Unde? Acolo am fost director la Casa de Cultură din Ciclen, dar am fost profesor la Școala de Muzică în Târgu Jiu. Am predat violă, dar m-am lăsat la timp. După aceea am trecut la munca care mie îmi place și ăsta a fost visul meu. Dar cum a fost? Cine ți-a însuflat? A apărut un post de metodist la Casa de Cultură. Salariile erau cum erau în învățământ. Și eu, predând violă, veneau copii, era un instrument așa de căutat. De popular, și întrebam, da, pe copii, băi, ce căutați voi? Păi, da, vrea tata și mama să fac muzică, că mie nu-mi place. Și atunci am zis, zic, dom'le, dai că nu e de mine. Și am plecat la Casa de Cultură, am dat un examen pe postul de metodist și anul următor am fost promovat ca director de Casă de Cultură și am rămas până în 1985, când am trecut impresar la Orchestra Vâlceanca din Râmnicu Vâlcea. Apoi am trecut la Doina Argeșului din Pitești până în 1991, când împreună cu colegul Coanghel am deschis Compania Marilor Spectacole București, care știi destul de bine că ai... Dar cum au luat trofeul la Mamaia, m-au acaparat, zic, da, hai cu noi că ești în prima ligă. Nu, păi stai tu, Mamaia ai luat în 2000 și... Nu, în 90 am luat premiul 2, Laura Stoica, da, și eu. Atunci și ne-ați luat pe toți. V-am luat pe toți trei, pe laureații tine, pe Mamaia Temișan. Și am făcut turneu. Pe Temișan și pe Iordăchioia, alături, da, de Angela Similea, dragă. După Oltean, care ai promovat, da, ani de zile trioul de aur al muzicii românești, da, Iordăchioia, Temișan, Enache. Cum a fost, Bebe, hai să nu vorbesc. Parcă văd acele spectacole, pentru că noi aveam câte că ți-aduce aminte câte trei spectacole și la Mamaia se ajungea foarte târziu și era foarte greu să închizi un spectacol venind după o Angela Similea, după Mădălina Manole, da, a scos atunci Fată Dragă, da, da, și zic, băi, singurii care poate să închidă, să țină publicul nu sunt decât cei trei mușchetari, Backstreet Adrian Boys Enache, Aurelian Temișan și Daniel Iordăchioaie. Și ce să zic? Făceam show în show acolo. Vai, săltați, veneau fetele, vedeam acele puștoaice, cum văd în ziua de astăzi, la altă generație, da, veneau acele puștoaice, vă sorbeau din privire. Da, da, tu ai văzut într-o filmare, da, pe care ți-am trimit-o alaltă ieri, de la Eforic, că și la mine veneau puștoaice, l-ai văzut și 14 ani, da, și mamele lor. Da, eu am prezentat, da, și Tip Top, Mini Top, eu am trecut prin toate categoriile. Păi mamele trăiau anii 90, da, care ei nici nu erau în... Și acum în au venit scrisuri, și puștii, pentru, da, că ei ne știu pe noi de la, da, reclamele cu farmacia inimicată. Da, copiii special, da. Da, și pe Nico. Și pentru că e...
e bine venit să cântăm ceva pentru bebe, soarele de divin. Pentru, iată, de asta i-am cântat-o, Marie, dedicația am făcut-o pentru bebe, de ziua Mariei. Și acum facem invers. De la bebe. Soarele de dimineață, m-a prins cu Maria în brață. Soarele de dimineață, m-a prins cu Maria în brață. Pregătești pentru show-ul tău din noiembrie, de la Sala Palatului, nu? Da, bebe, pare rău că n-ai fost anul trecut, dar anul ăsta o să vii. Rău, nici anul ăsta nu o să fiu, că sunt tot plecat. Deci oricum să-l facem în fiecare an. Adrian din inimă e nache, anul acesta se va numi altfel, iar Daniel Rudechiu este chiar regizorul acestui super show. Eu nu aveam experiență și nu știam că la Sala Palatului un concert trebuie să dureze două ore, două ore jumate. L-am făcut de patru ore. Și Monica Angel trăgea cortina cu frică așa spre final, după 4 ore, să zic că a mai rămas cineva în sală, dar efectiv toată lumea a rămas, a fost arhiplin. Foarte mulțumesc lui Dumnezeu și lui Daniel Ordecai și Iuliane. Și anul ăsta ne-am gândit să ne referim la începuturile mele în muzica rock. Și o să încep cu muzică rock, cu E o nebunie, se numește piesa mea scrisă de Mihai Constantinescu, Dumnezeu să-l odihnească. E o nebunie să fiu atât de îndrăgostit, e o nebunie și totuși asta mi-am dorit. Și să fac așa, iar un dialog de generații, unde să invit trupa Krypton să cântăm câteva piese de rock adevărate, după care invit pe Teo Roz să o pun într-o altă valoare, să arăt lumii că poate să cânte și rock, Nico, bineînțeles. Și marea surpriză, o să fie invitată marea voce a muzicii rock românești, care are 70 de ani și care se numește Dida Drăgan. Dida n-a mai cântat pe o scenă de vreo 35 de ani și a spus vin cu dragoste pentru tine, iubitul meu! Este minunată Dida Drăgan. Deci iată rețeta unei, o să vină și Connector, deci am să fac așa un melaj între generații, așa cum faci și tu, în spectacolele tale, ne adun pe toți. Da. Asta cu pielea, asta e boală de piele ce cântă Paul acum pe la... Pic, pic. Lasă-mă să te ating pe piele. Da, mă, bebe. Da. Ia spune, bebe, noroc, sănătate. Sănătate. Trească nepoții, copila și Maria. Merci. Dragomiroi, Maria Dragomiroi a fost la live-ul lui Neacă și bebe s-a mai îndrăgostit odată de ea. Căci nu e așa, prima dată s-a îndrăgostit de Maria când a privit-o la televizor. Așa e, bebe? Cum a fost când te-ai îndrăgostit de Maria, dragul meu? Ai primit-o la televizor și te-ai îndrăgostit de ea? Spune-mi sincer așa, că te-ai știut deschis. 78, așa, cum am mai spus-o de atâtea ori. Ai văzut-o la televizor și ai zis, mamă, ce păr mare are? Nu de păr, cum arăta, cum vorbea, cum cânta. Mi-a plăcut tare mult de ea și îmi place și uite că avem 37 de ani împreună. Mulți înainte, bebe. Mersi. Și un suflet deosebit, bebe Micu, când a cunoscut-o pe Maria Dragomiru, imediat i-a înfiat și cei doi copii și acum sunt bunici, au nepoți de la copilor, să vă trăiască și povestea voastră de iubire să inspire un film. Aș face un film după povestea voastră de iubire. Pentru nașul. Ia spune filmul către nașul. Amere și tine, nereța, uite toate cum se duc. N-ai păcat de mătările mele, de tânăr să vin la tine. Asta tot timpul cântă la ziua mea și când suntem plecați prin afară. Amere și tine, nereța, uite toate cum se duc. N-ai păcat de mătările mele, de tânăr să fiu la tine. Că la toți le-am făcut bine, nu-i păcat să fiu la tine. Am avut grijă de toți, de copii.
copii și de nepoți. Da, asta așa e. Și-am negat și zi de zi, am muncit pentru copii. An de an, noapte de noapte, munceam în străinătate. Cu drag, Mușan Constantin. Opa, diri, diri. Opa, diri, diri. Opa, diri, 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 da. Opa, diri, diri. Opa, diri, da. Vreau să-mi cânte muzica. Opa, diri, diri. Opa, diri, da. Opa, diri, 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 da. Opa, diri, diri. Opa, diri, da. Vreau să-mi cânte muzica. Frunză verde, frunză verde, se aude, se și vede. Frunză verde, frunză verde, ce bunic este nea bebe. Dar eu ce bunic zic, că și pe mine mă iau un pic, mă. Mi-a cântat Paula la live-ul Menache, da, când a venit Diana, hai, și m-a anunțat, da, bunicuțul rock and roll. Da, da. O să intru iar în rol, bunicuțul rock. Cum ai cântat-o mie? Numai când o să, da, afli? A fost așa un moment de inspirație. Da, și ne-am îmbrăcat toți în roz, neștiind. Nu am vorbit și eu, da, și Diana. Se zice, tati, Dumnezeu lucrează prin oameni. Și ce vrei să spui? Uite, ai o medalie de bunicuț rock and roll. Și zic, băi, deci bunic știam că o să fiu, dar nu știam sexul copilului. Da, da. Și ea mi-a zis că în roz, mi-am dat seama, așa a început Paulica. Că-i fetiță, nu? Că-i gogoșica, gogoșica, vine și nașul bebică. Da. Vede că e bătaie mare între Vali, da, Mijelie și bebemic să boteze copilul de ani. Da, normal. Să vedem. Dar ce, uite, sunt pe 15 nași la Alin Oprea și, da, suntem 8 nași. La 8 nuntă, nași, da, să la Alin Oprea, da. Să fie cu noroc. Da. Spune-mi și mie, bebe, ai o rețetă de succes în a organiza un spectacol, da, anume, au o echipă, este, e greu. Este al vostru. E greu să organizezi, zic, pe... de organizare, da, că știu greu că ai o echipă întreagă, cu blondul, fiecare... cu trompete, cu o echipă întreagă. Vezi, ăia sunt oamenii din spatele vostru care sunt... Da, eu îi apreciez foarte mult, să știi. Ei muncesc cel mai mult, ei deranjează și lumea pe plajă când merg și vă anunță. Și vreau să spun că mulți dintre ei, da, au o educație aleasă. Da. În sensul că eu eram pe chiar pe plajă. Din 96. Blondul, da, e, da, Barbu Gabriel, da, te, da, pupon, da, și fii cu, fii cu ochii pe, da, ochelari. Da. Fii cu ochii pe ochelari să nu, da, să nu, da, iasă mai mult la număr. Are ochelari de aia cu lumine bun. Fii atent, și au venit băieții cu goarna pe plajă, eram și eu acolo, și la un moment dat au venit la o oră de asta, când dormeau copiii, 3-4. Da. Și și-a cerut scuze imediat, că a făcut un părinte semn, uh-huh, cu mâna că doarme copilul, și imediat gorniții și-au cerut scuze și ne cerem scuze, da, și noi avem copii și înțelegem situația. Da. Au trecut mai departe și au mai strigat goarna la încă 100 de metri, ca să nu deranjeze. Da, nu, nu. Deci de să știi după că ai o echipă... 4, merg și merg o oră și dau. Dar, cum știi destul de bine, vezi tu, în anii 90, voi, generația care erați atunci, generația tânără, a fost alături de generația de aur a umorului românesc. A fost alături de Jean Constantin, Stella Popescu, da, Alexandru Arșinel, Marin Moraru, Dragă Olteanu, Dem Rădulescu. Da, la, da, Neptun, știi ce m-a întrebat? Auzi, țică, a râs lumea la tine. Da, ți-i domn profesor, la mine trebuie să am zătit pe femei, nu să râd. Nu, asta era vorba, domn profesor, când ieșea câte un solist, da, de muzică ușoară sau de populară, sta la scenă acolo și auzi, Gică, la tine a râs lumea. A râs, Gică. Dar eu, erau unii mai noi, cum mai, da, neuzați, da, da, se uitau așa la domn profesor. Da, eu am cântat. Dar povestește-o pe aia. Nu, eu cred că meritul lui Nașu este, da, faptul că știe să organizeze lucrurile foarte bine, părerea mea, și să, are bilețele, să ne atragă, voi, pe noi ca artiști prin comportamentul lui deosebit. Nu că e Nașul meu. Nu, că îl știu foarte bine, nu. Știu că nu știe, cum să spun eu, să știe să poarte cu artiștii, are un respect pentru artiști. Niciodată nu s-a dat la o parte dacă eu am promis unui om ceva, aia a făcut și cred că... Dar nu am pentru, cum să nu, nu fiu așa, ăsta, pentru că... Pentru faptul ăsta ți-ai apropiat toți artiștii, da, și clar că te bazezi. Băi, odată m-am supărat cu bebe și mi-au dat lacrimile, deci atât de mult am suferit și m-am dus și l-am pupat. Dormea noaptea la 12, ți-aduce aminte, în Las Vegas, am greșit eu cu ceva.
mi s-a părut că nu greșesem. Nu, a fost o treabă, mă rog, că eram în colectiv, da, da, și da, patru au vrut să plece la culcare și tu lipsise o jumătate, da, de oră, da, da, de acolo și ai, păi, dar vreau să beau și un șpriț. Da, 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 da. Eu am încercat atunci să-ți explic că majoritatea, minoritatea trebuie să ia după majoritate. Corect, corect. Și, dar n-a trecut jumătate de oră și am zis, zic, mai nu... Nu e bine, când ești într-un colectiv, e foarte greu ca să vă temperezi pe toți, să fiți toți, adică să fie acea... Și m-am dus peste el, dormise, da, l-am trezit, da, l-am pupat, da, și mi-am cerut scuze. Da. Zic, bebe, iartă-mă, noi trebuie să fim frați, n-avem cum să... Și în America, acolo, unul, știi cum el, auzi, Paulică, la ora 5 dimineață, repetă, tu faci ouăle dimineața la Cătălin, salutăși pe Cătălin Marionistor la Las Vegas. A fost și el pe litoral, a venit la ziua. Da, dar l-ai văzut la Life-ul Enache, că am făcut din Las Vegas cu el? Ai văzut, ce frumos. Pe pasarelă. Da, și cu Vali, a venit și Vali, și frumos, pe pasarelă. Avem mulți prieteni acolo în America. Îi salutăm pe toți, o parte deja sunt și pe litoral, au venit și la spectacole, da, alții, urmează, și să, alții urmează să vină. Imbrișcă, îl salutăm pe domnul Imbrișcă. Imbrișcă este și el în România, da? Acum, dar e pe la Moldova. L-așteptăm. Da. Pe la Cucu, cântă Cucu... E la Săbăoani. La Săbăoani, da. Cântă Cucu în Săbăoani să vă umpli de bani. Ia Da. Auzi, știi ce vreau? Tu cântă, Paulica, care e pe fondul muzical, vreau să povestești pe aia că pe litoral... La sfârșit de litoral, de concerte, mergeam noi la o masă mare la Cazinou din Constanța, cu toate marile vedete. Dar și tot toți credeau că plătesc ei, dar povestește pe aia cu Dem Rădulescu, Jean Costa. Nu, erau la spectacole prin țară când mergeam. Dar și pe litoral, ne-ai dus tu odată, că comandam noi la, rechin la final, că aveam bani toți, dar Dem Rădulescu și ce se zicea. Cașcaval Palie, ia zi, cum eram la Cazinou, încă era Cazinou în Constanța. Și făceam acele mese de final de sezon și voi tineri și mai era Jean Constantin, Draga Olteanu, Draga Olteanu, care îi spunea, nanule, haide să mergem la masă, nu știu. Da, mă, dar eu nu prea mănânc sărat, că mi se umflă picioarele, mâinile și cu tare. Și a comandat un cașcaval pane. Eu când am venit puțin mai târziu, v-am găsit pe toți la masă și la final am spus, zic, domne, nota de plată, achit, eu vă mulțumesc frumos pentru sezonul ăsta extraordinar și cu tare. Și domn profesor a zis, dar și eu ce am mâncat? Am mâncat decât un cașcaval, dați-mi și mie pește, dați-mi și mie, aduceți-mi și mie tot ce mai trebuie. La început zicea că nu mâncă sărat. Că... Bine, astea erau multe prin turnee, prin țară. Dar cea mai tare cu Jean Palet, zice, strângea oasele de la sturion pentru câine. Aia, și zicea, îi spunea ce, pentru ce strângi oasele? Așa e, că tu n-ai câine. Da, și la jumatea drumului, el s-a mâncat sturion, s-a mâncat și s-a uitat cu jint, domn profesor. Și Jean Paler zice, la final, pot să iau eu oasele că să mănânc pentru câine? Dar el lua cu tot cu peștii care mai rămânse. Da. Erau sturion mare acolo. Și Jean Paler i-a luat pe toți. Domn profesor s-a uitat la el, s-a uitat după 3 ore de mers cu ei, stătea unul lângă altul, îi spunea, auzi, mă, Jeane, fie dreacu, nu-i așa că tu n-ai câine. Tu n-ai câine. Ca să desfacă să mănânce și ei. Da, nu, era da. Mare, mare actor. Mare artist, da, corect. Mare, mare de tot. Când zic mare, mare, îmi spunea așa, băi, bebe, umorul se face la papion și la frac. Ca așa oricine râde, dacă îți dai pantalonii jos și vorbești despre asta, oricine. Ziua de azi, din păcate. Eu mulțumesc bunului Dumnezeu că am avut norocul și șansa asta să fiu alături de acești monștri, pot să le zic, ai umorului românesc. Și de asemenea și alături de Dor Octavian Dumitru, care el este acela care a adus stand-up comedie în România, da, după dar, 90, dar nefăcând de acea comedie care se bazează numai pe sex, te duce cu gândul frumos și automat toți copiii erau în sală și de asta e atât de longeviv Dor Octavian Dumitru, care și acum, după, deci din 92... Ai spectacol cu el pe litoral acum. Da, din 92... Buricul Pământului 2. Din 92, când am făcut Mașina de Râs, uite că el își ține publicul în mână și are și trăiește cu aceste stand-up comedy care numai Dor Octavian Dumitru știe să facă. Spune-mi, bebe, ți-amintești care a fost primul tău spectacol organizat de tine 100%? 4 iulie 1978, pe plaja din Săcelul în Gorj, când l-am adus pe Nicu Alifantis.
Da, ladies and gentlemen, 4 July, da. Ziua Americii, mă, bebe, a dus... Bă... Da, atunci că doar ce mă angajasem la Casa de Cultură și era cu și ai fost mai cu Nicu Alifantis, mai el? Numai cu el, pe vremea lui Ceașcă, Ceaușescu nu-ți dădea voie decât doi colaboratori. Ai, lasă. Să-i, două vedete. Și dar, ai fost pe stadion? Nu, era pe o plajă acolo, la Băi, la Săcelul, dai seama. Căminul era mic, avea 100 de locuri și pe plajă zic, bă, tot vin 300 de oameni. Și am făcut acolo primul spectacol. După aceea am început, dar bine, turneele și astea se făceau, trebuia să iei aprobare de la Consiliul Culturii, ca să mergi, să treci dintr-un județ în altul să faci spectacole. Și luam așa, făceam o treabă, zic, domne, n-aveai voie să treci dintr-un județ? Du-te, fără aprobare, păi trebuia să treci pe la California, partid, pe acolo, să arăți itinerariu, că am spectacol în cutare localitate, în cutare localitate. Nu puteai să faci de capul tău spectacol. În primul rând, nu erau firme private, toți eram la organizator la stat. Că de asta, din vechea gardă, ari aproba. Și străinătatea era aria, dar aici mergeai, luai aprobarea, trebuia să duci repertoriul fiecăruia. Ce cântă în spectacol și colaborator. Și mi-aduc aminte, aproape de mine acolo în Gorj, aveam Valea Julii și minerii aveau bani. Da. Și erau căminele pe la Lupen, la Vulcan, la Petroșani, toată Valea Julii. Și aduceam vedete, l-aduceam pe domn profesor Demrădulescu, pe Jean Constantin, Maria Ciobanu, Maria Dragomiroiu, Puiu Călinescu, Ștefan Bănică senior. Și eu luam aprobare pentru doi. Ziceam, domne, în săptămâna 10-14, dau un exemplu, este Demrădulescu și Maria Dragomiroiu. În săptămâna 15-22 este Maria Ciobanu cu Jean Constantin. Și organizez o dată pe Valea Jiului și îi trec pe toți patru. Și vine secretarul de partid să-i dau dosarul cu aprobare. Ce că hui de oameni, ce caută patru pe afiș? Păi zic, tovarășul, îmi pare tare rău, s-a îmbolnăvit doamna Maria Ciobanu și n-a putut să vină în perioada de și am comasat spectacole ca să nu le suspendăm și am pus pe toți patru. Și așa am scăpat. Da? Cu asta, că altfel greu. Ai avut idei de mic. Da. Despre conceptul lui Bebe Mihu, care a revoluționat showbizul românesc, vă povestește chiar el, pentru că s-a gândit să facă un gen de spectacole la restaurant, și anume la restaurantul Dorna. Nu, stai să spun altceva ce am că făcut pentru, foarte interesant. Pentru prima dată în România, ceea ce în lumea nu știe. Asta, nu? Bine, asta a fost în Germania când am pornit în Europa în 1991 la Kleine Bucarest. Dar nu știu dacă privitorii tăi știu că eu sunt acela care pentru prima dată am făcut primul festival pe plajă aici la Saturn de muzică electronică. Firma mea și eu l-am adus pentru prima dată pe David Guetta în România. David Guetta, da. Alături de încă 23 de DJ-i renumiți. Dar a fost prea devreme, România nu știa cu ce să mănâncă. Da. Și n-am mai făcut. A fost festivalul Creamfields în 2008. De asemenea, am făcut pentru prima dată în România Gala Internațională de Balet, Star of the 21st Century, care această gală de balet nu se ține decât la Paris, Tokyo și New York. Când am fost la... Da, am adus 6 perechi de mari balerinei României în anii 2009-2010. Aniversările cu spectacole la Sala Palatului de mari artiști, tot eu am început. Primul spectacol la Sala Palatului a fost în 2009, când l-am aniversat pe marele compozitor Jol Chereștei. Da. Am făcut Sala Palatului. După aia lui Mihai Constantinescu, Benone Sinulescu. Și de aici s-a făcut o tradiție încât și bineînțeles, Mariei am făcut două spectacole aniversare la Sala Palatului și a devenit acolo o tradiție ca fiecare și să-și... conceptul ăsta de iar de treaba pentru așa. Europa, eram chiar la mare în 1991 cu regretatul Johnny Dimitriu, care el mi-a deschis drumurile în Europa și ne-am întâlnit cu un fost șef de sală care lucra la domnul Viorel Păunescu. Da. Domnule Iuță, ce faceți? Că sunt la München și lucra la un alt restaurant. Domnule, dar eu am auzit de Kleine Bucarest. Mai este Nicolul restaurantul București ăla pentru români? Acolo era și cuibul de la Europa Liberă. Da. Da, cum să nu? Poți să-mi dai și mie un contact? Mi-a dat telefonul de acolo și am sunat. Zic, domnule, vreau să vin cu o seară românească.
la restaurant acolo. Cu cine? Păi cu Jean Constantin și Maria Dragomiroiu. E, de ăsta parcă am auzit, dar de Maria... Păi și doamnă, era o patroană, doamna Mazaric. Când ați plecat din România? Păi în 1950 și... Păi zic, Maria nici nu s-a născut, să n-aveți de unde să știți. Mai vorbea pocit românește. Și zic, știți ce vă rog? Dați câteva telefoane. Erau mulți medici români în zona München. Restaurantul avea 120 de locuri. Dați câteva telefoane, că facem o seară românească. Uite, Bebe, te salută acolo. Și pescărușii. Da, da. Uite, acum aici, la plaja Palm Beach din Olimp, te simți bine, Bebe? Da, da. Continuăm, da, Bebe, bine venit. Da. Bine venit, da. Și a dat câteva telefoane, încât 120 de locuri s-au umplut imediat. Mă sună, că erau telefoanele fixe, da, pe lumea, și zice, dar ziua următoare ce faceți? Păi, ce să facem? De ce mă întrebați? Păi nu mai am locuri pentru vineri seara, hai de rămâne și sâmbătă. După aceea am făcut și duminică și de aici au venit români plecați de pe vremea lui Ceaușescu la aceste seri românești, cât am luat contacte și după aia început și Stuttgart, și Ingolstadt, și Nuremberg. Și așa am început în Germania în anii 91 pentru comunitățile de români aceste seri românești. Alături de Jean Constantin, Dan Spătaru, Dem Rădulescu, Mădălina Manole, Mirabela Dauer, tot, da, da. Pentru Bebe, da. Și de la Neadan, Neadan Spătaru m-a învățat o chestie foarte mișto. După ce m-am lansat și mergeam în turneele organizate de Bebe cu Dan Spătaru, era o onoare să respiri aerul acestui monstru sacru al muzicii românești. Mi-a spus așa, măi Pușule, tu ești frumos, cânti frumos, o să ajungi mare, dar învață ceva de la Dan. Mi-a predat și ștafeta la Naționala de Fotbal Artiștilor. Eu am devenit capitan la Naționala de Fotbal Artiștilor, a fost Dan Spătaru la început. Da. Era foarte bun fotbal. El a absolvit facultatea de sport. Da. El și Mihai Constantinescu. Da. Și mi-a zis așa, vezi, ai grijă când mergi, te îmbraci frumos, te dai cu cremă pe pantofi, te dai și pe talpă. Și eu nu înțelegeam de ce să mă dau și pe talpă. Și acum înțeleg, eu fiind solist angajat al Teatrului Constantin Tănase, scena de acolo de la teatru e înaltă și tu când calci acolo se vede talpa, lumea e jos ca și așezare pentru vizionarea spectacolului și îți vede talpa și dacă talpa e de afară venită cu noroi sau cu praf, nu dă bine. Neadan avea o viziune extraordinară, elegant din cap până în picioare și spunea cam așa: tot ce a fost în viața mea odată voi lăsa uitării. An și an și nopți la rând povară clipa despărțirii. Spunea: n-am să-ți cer ce nu-mi poți da vreodată, n-am să-ți cer iubirea. N-am să bat la porți închise iară, nu-ți feri privirea. Și drumurile noastre poate se vor asfalta. Da, cânta atunci. Atunci cânta, da. Drumurile și iubirea, Bebe Micu, fericirea. Haide! Da. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Canada! Drumurile și iubirea, Bebe Micu, și moștenirea. Tu ai fost și în Canada, de atâtea ori. Am fost, dar mi-e dor. I got to know Adrian era că face show, Bebe, wow, wow, wow. Se uită la el și așa ușor te furi și îl pune din nou pe apă. Asta, la Niagara, ți-aduce aminte? Da. Cu palerul, cu vărul Săndel. Era un frig. Un frig de îngheța apa când o puneai din asta. Și Vărul Săndel a adus o sticluță de pălincă și am cumpărat, le-am dat la fiecare amintire câte un păhăruț din ăla cu Niagara. Și scoate Vărul Săndel sticluța și zic, băi, hai să udăm paharele. Și la fiecare am pus acolo pe gerul ăla pălincă și... Cascada imensă, cum curgea, erau tone de apă. Da. Și noi lângă, avea și aburi, că era frig afară, apa mai călduță, și erau aburi. Și la un moment dat Vărul Săndel o scoate. Eu când am rang-tang, nu erai tu, Paulica, și făceam eu ca acordeon. De când mama m-a făcut, atâta apă n-am văzut.
Și dau iar cu sănătate lângă fratele Enache. Da, da. Cât a vrut să te parte. De când mama m-a făcut, atâta apă n-am văzut. A cât a bebe, e bine? Da, e bine. Și uite așa, a adus Bebe Micu conceptul de spectacol la restaurant, în care dacă îți cumperi un bilet aici la o masă, la restaurantul Dorna din Mamaia, unde cânta pe vremuri cine cânta, Horia Moculescu acolo. Da? Da, la Dorna. Și ai dezvoltat conceptul ăsta cu prietenul nostru, cu Bogdan, da, manager de acolo, și merge foarte bine. Da. Am cântat și o să încerc și în alte locuri să dezvolt acest concept pe litoral, pentru că văd că prinde, omul vrea să într-o seară să destindă cu familia la restaurant și are și posibilitatea asta, la un preț atât de mic, să vadă atâtea vedete. Corect, corect. Da. Și este inclusă și mâncare și tot, nu? Da, o cină, o friptură, o salată, o garnitură acolo, omul e mulțumit, da. Poate să-și comande o băutură, să stea la un șpriț de vorbă, să sărbătorească o zi onomastică. Da, din prima clipă iese lumea la dans și nu-i mai scos de acolo. Da. Și, mai vin ospătarii să mai supără pe noi. Domnule, am servit trei feluri, n-au mâncat nimic, mai treceți mai că dansează prea mult. Da. Dar e foarte frumos și mai ales că Bebe este un tradiționalist convins. El iubește foarte mult sărbătorile românești și totdeauna organizează ziua lui de naștere, este în decembrie. În decembrie, asta e o tradiție. O tradiție și... Dar știi din ce cauză? Am început în special din 1909. 16 decembrie a pornit Revoluția. Da. Română și ne-a schimbat viața, așa, de exemplu, tu unde erai pe 16 decembrie? Făceai ziua, unde erai? Eram în la țară, la părinți. Ba nu mint, eram în București și trebuia să plec la țară să tai porcul, mă chema tata și cu mama. Și a început la Timișoara, iar pe 21-22, când să plec spre țară, la ieșire din București, cine crezi că m-a oprit, îmbrăcat în gardă patriotică și cu armă? Gheorghe Gheorghiu. Gigi? Gigi era... Păi unde dragoste nu e, nimic nu e. El era și m-a oprit cu tare, că cum cerea atunci buletinul... A, el făcea armata? Nu! Era ofițer? A fost revoluționar. Da, și era treaba cu... Lucrai cu el? Normal, cu Maria. Păi, da, bineînțeles. Asta n-a știut-o. Da. Lucruri interesante, le aflăm de la Bebe Micu, auziți? Da. Gheorghe Gheorghiu l-a oprit... Cu arma? Da. Deci un revoluționar adevărat. Un revoluționar adevărat. Chiar că merită certificatul de revoluționar. Corect. Da. Dar atât de romantic, un revoluționar atât de romantic. Da, uite, ca să vezi ce cât îl vezi așa de... Auzi că unde dragoste nu e, facem. Vorba lui Gigi. Așa îi place lui să cânte. Și știu că... Și a devenit o tradiție această zi a mea sărbătorii. Și după cum bine știi tu, living-ul meu acolo acasă. Păi durează trei zile, fraților, petrecerile la Bebe. Pentru că la Maria. Sunteți atât de mulți prieteni, încât cam trei zile să vină fiecare să petreacă alături de mine. Și mă bucur, pentru că 16 decembrie este ca și o zi când facem bilanțul anului. Anului, da. De fapt, ăsta e Crăciunul nostru, pentru că voi nu aveți sărbători. Tu sărbătorești prietenia. Voi de sărbători muncim. Trebuie să mergeți să îi distrați pe ceilalți. Da. Încât această zi am găsit-o să toți... prietenii, toți artiști, că bineînțeles nu pot nici eu să-i deci, cuprind pe toți. Dumnezeu ți-a dat și ziua norocasă, ca să spui ziua I know, cu toți artiștii. Da. Ziua omule cu părul alb, dar cu părul sur, ziua pe aia. Care, mă? A, știe, Paulo. Care, mă, zic cu părul sur? Acum, Paulo, iau-te. Omule cu părul sur, sau cum, asta e? La nu, care nu e. Știe, aia. A, da, o știu și pe asta, da. Asta e a lui Ghiță Munteanu, nu? Păi da, vezi? Ai. Ghiță, te pup, să mi-o cânti diseară. Da, ia-uzi. Am avut zile cu soare și zile cu supărare. Care dintre ele oare? Care m-au albit mai tare? Aha.
La bebe nu-i pericol de că... Nu mai e. Captean cărunțit, spune cât te-ai tras, spune cât te-ai pătimit, spune cât mai poți, cât mai poți să tragi de mult. Ferici doar un om, tinere cu păr cădu. De ce tinere, păr-n captean cărunțit, spune cât la mine nu. Tras, spune cât ai pătimit, spune cât mai poți, cât mai poți să tragi de mult. Pentru America, dar n-ați fost de atâtea ori. De dată, păi, dimineața, când am plăsat. Dar la aeroport, da, bebe nea cu trei ore înainte să ne ducă la aeroport, biletele am făcut check-in-ul, ce face în trei ore? Paul deschide cutia, acordeonul și începe să cântăm. Da, unde americanii se adună, da, toți, iau câte o băutură și ne ascultă. Da. Dar eu zic, bebe, pune-și tu niște bilete ca să... Da, păi tu știi că în principiu ăla, noi așteptăm avionul, nu avionul pe noi. Corect. Așa că mai bine să stăm și mulțumim bunului Dumnezeu că n-am avut niciodată întârzieri, să pierdem un avion. Sau... A fost totul perfect. Acum, pentru că vorbim de America, de Las Vegas, cum e, bebe, să lucrezi cu Elvis Presley? De România. E o plăcere, e o plăcere. Yeah. Te cunosc atât de bine încât e o plăcere. Apropo, dacă vreau să povestească cum îi ajut eu la biletele, cât la check-in. Oriunde merg și la când avion, să fac check-in-ul la avioanele astea, mă duc, merg acolo fiind ca șef de grup și având și cardul de platinum, că călătorind atât de mult. Și vine Adrian lângă mine și începe, și mai ales când vede câte o brunetă acolo care e la ghișeu și azi, și începe să cânte și așa și da. Și eu le spun, zic că the famous star from Romania și oh, amazing, vai. Și începe să le cânte acolo, zăpăcește. La vânzător la fel. Când e să cumpărăm ceva, nu stă locului, vine, se bagă și automat beneficiez de o reducere de 10-15% sigur. Da. Deci e frumos să lucrezi cu Elvis Presley. Da. Îți doresc din inimă să lucrezi mulți ani și de acum încolo. Bebiță, suntem aproape de final și am 10 întrebări flash în care să răspunzi așa pe repede. Da. Fără să te gândești prea mult, că hai nici nu. Da? Care a fost cel mai dureros moment din viața ta? Cel mai dureros când mi-am pierdut băiatul din prima căsătorie. Ce faci când ești trist? Mă gândesc la clipele plăcute care le-am avut de-a lungul vieții. Și când ești cel mai fericit, cum te manifesti? Ce faci? Cânt, dansez, joc. Ai zis că tu cânti, ia cântă ceva. Cine? Eu doar mimez. Eu m-am lăsat la timp, ți-am spus. Da, mă, dar mă refer așa. Nu pot, nu pot. La cârciuma din cartier. Nu pot, nu pot, te rog, nu. V-am luat pe voi să-mi cântați. Hai, mă, că Paul și cu no, mine. Nu pot. Am nu, te rog. Un oraș ca pui, măturător de flamele stele, și cu surgiu fără cusur. La cârciuma din cartier. Da, în dămăroaia. Unde se cântă și se bea. Da. Vreau astăzi seară să petrec cu amintiri din viața ta. Am mai făcut câte o beție. Am mai făcut. Am mai iubit niște femei. 2-10, probă? Probă. La galerie pentru mile de găzvale. Sunt impresarul vieții mele. Da. Ca într-un film cu rașca pur, măturător de praf de stele, și cu surgiu fără cusur. Dar când adorm spre dimineață, restul la spectacole celelalte pe litoral până la sfârșitul sezonului, 27 august. Vă așteptăm, da? Cu drag. Facem? Da. Spune datele, cât mai avem? Păi, 14 august, 27 august. Bine, tu vei mai fi, vei fi pe 11, eu pe 12, tot, doamnelor și domnilor, vei fi pe 10, pe 14, pe 17, pe litoral, suntem peste tot. Da, dacă am ajuns la întrebarea dacă crezi că publicul te percepe altfel decât ești tu, adică prietenii... Băi, nu știu, știi care e treaba și ce mă deranjează cel mai eu mult? Eu te cunosc, Paul, la fel, dacă ești perceput. Eu nu pot să prind toți artiștii, eu vă iau și eu pe voi, cum zic, ăia aducător la casă, care omul zice, poptim banul, vreau să-l văd pe cutare.
n-am cum să iau toți artiștii care sunt în România. Iar mulți mă dușmănesc atât pe mine cât și pe Maria. Uite că pe mine nu mai am spectacole. Uite că nu mai am. Cât da. Pot să iau show? Cât pot? Iau show, cum se zice, muc și sfârc din fiecare Care gen. Crezi că este cel mai mare defect al tău? Bunătatea. Bunătatea și eu am mare încredere în oameni. Credulitatea asta, că asta am și eu. Cred da, în oameni. Da, da, cred. Da, și îi cred pe toți cum sunt eu. Cum sunt eu, sunt sincer, eu îmi pun sufletul pe tavă. Și de asta poate am și pierdut de multe ori în viață, pentru că am spus lucrurilor pe nume. Zic, măi, dar dai că nu este așa. Am fost sincer. Da, da. Și sunt sincer. Spune-mi care este cel mai prost obicei al tău? Prost obicei? Așa, un obicei care... Că dau toți banii la artiști. Auzi, să te țină neramul ăsta, să te țină. Ia spune, bebe, ai frică de ceva? Ți-e frică? Ai de frici? Dumnezeu. De Dumnezeu. Da. Și cum te vezi tu la pensie, bebe? Nu pot să stau. Nu pot să stau. Nu. Eu îți spun ceva. După ce mă întorc cu voi din turneu, din America, din Europa, de pe litoral, eu automat încep să-mi fac programul pentru anul următor. Îmi place să-mi planific munca. Da. De asemenea, din această cauză, vă și prind pe toți. Pentru că eu spun, domne, vezi, în data de ai spectacol, în data de tu îmi rezervi ziua. Chiar dacă îți vine după aceea, nu știu ce, spectacol în altă parte, bă, stai că am cu bebe. Ia spune da. Și mie, te rog, că ești da. Mama omii, dacă unde o să am în toamnă, în iarnă? În martie o să ai în America, în martie 2024. Deci eu am zis toamnă, iarnă, tu ai zis primăvară. Da, ce frumos e vara la mare. Pentru că uiți că ai venit în martie din America. Păi a venit martie... Mai rărus că e mai drăguț. Așa, martie da? Anul ăsta ai venit, ai uitat? Da, n-am uitat. Pe 28 februarie ai venit, scuze-mă. Da. Păi cât vrei, mai rărus că mai drăguț, corect, că mai sunt și alții. Corect, da? Zic cum zici tu, bebe, dar succesul nu Dar nu pot să te iau în... Pentru că tu îți pregătești spectacolul tău din noiembrie de la Sala Palatului. Corect. Dar nu o să fii acolo, să... eu păi nebunie cu Adrian Enache, 4 chiar noiembrie, când Sala ai Palatului. Tu pe 4 noiembrie, știi unde sunt? La fină mea, la New York, la Romanian Garden. A, pe 14 noiembrie, nu pe 4. Poți să vii că e pe 14. Pe 14. Hai că poți să vii pe 14 noiembrie. E în cursul noiembrie. Săptămânii, nu? Păi da, 10, 11, 12, cred că ajung. Hai mă, bebe, cred că ai ajung, loc la da. Lojă. Da. Că la prezident. Da. Paulica da. Vine și el, vine și Paul. Da. Corect, Paul da. Vine. Eu așa ziceam că vin, dar să vedem că nașul zicea. Băi, dacă nașul vine, vii și tu. Da. Acum spune-mi nu, așa. Nu, cu Vlăduța în ianuarie. Acum mergem cu Paleru, Mioara Velicu, Maria Dragomiroiu în America. Și cred că terminăm weekend, pe 12 terminăm. Da, mă, pe 12, și pe 14 pe 13, sunteți la Sala Palatului. Știi ceva? Mai am până pe 26 pe litoral și îi spun automat Gata, că trebuie să iau biletele de avion. Tu ești cu weekendul. 3. A, tu nu ești weekendul de Canada. Și da. Fii atent, tu cânti cu mine rock, o să cânti Judas Priest, cum ai cântat cu acordeonul la Dahelciuc. Mi-a cântat rock, hard rock, de la și greu. Și faci titlul de la Enache la rock'n'roll? Ce fă? De la Enache la rock'n'roll sau cum îi spui? E o nebunie cu Adrian Enache. E o nebunie, că e piesa scrisă de Mihai. Am înțeles. E o nebunie, da. Să fiți, am cântat-o da. Mai departe. Da. Ia spune, bebe, acum, sincer, cea mai grea întrebare. Care crezi că este cel mai mare defect al meu? Al tău? Da. Mam. Ești... știi... defect? Da, mă, dar ce defect am eu? Ce defect? Și tu ești la fel de bun ca și mine. Ești... într-o prietenie tu te dedici cu totul, cu trup și suflet. De multe ori ești prea bun. Asta am vrut să aud. Melodia cu trupul, te rog frumos. Da? Cu trupul tău. Pentru bebe, trofeul festivalului Mama, melodie scrisă de Andrei Cereștei da. Pe versurile Zoe Alecu. Da. Melodie care se cântă în America de către populație. Eu nu mai cânt nimic, îmi iau microfonul la Calgary în Canada, da. Mi-au luat microfonul. Da, Florian, da. Da. Și Paul care a preluat melodia mea și a făcut-o și în stil lăutării, așa, da. S-a gândit el. Fii atent. Cu trupul tău lipit de al meu dansăm pierduți, dar ce simt eu e sufletul tău și e inima ta.
la mine în piept. Doar o parte, dă-mi iubirea ta și umplem noaptea cu ea. Dă-mi o noapte nebună, dă-mi doar o noapte împreună. Dă-mi ceva ce doar tu ai să-mi dai. Pentru toate doamnele din diaspora, domnișoarele, venim și în Europa, venim și în America și în Canada cu Bebe Micu. E piesa care tu ridici toată sala la dans. Toată la dans, da. Melodii pe care știi s-au făcut copii. Când m-am luat de tine, s-a făcut copii. Că ai omis la nu știu ce spectacol și am zis... Am zis că am cântat-o prea de multe ori și tu mi-ai zis n-ai voie să lipsească asta. Da? Finul Gigi nu cântă Unde dragoste nu e din 85? Te-ai văzut de ce lucrezi tu cu artiștii care îți cântă pe viu? Fără nicio instalație, cum se aude și pescărușii dați azi. Uite-te și tu, Bebe! Da. Te rog să treci pe afiș și pescărușii. Da, da, da. Bebiță, vreau să mulțumesc și eu sponsorilor care mă ajută la Life-ul lui Enache, care, vreau să spun, a luat o amploare deosebită. Să uită din 46 de țări. Toți prietenii noștri din diaspora îmi dau like și comentează că au văzut, ne-au văzut pe toți. Mai avem Australia, de mai avem Australia, da, asta n-am fost acolo. Da. Și vreau să le mulțumesc că și asta, aici poți să cânti tu puțin cu mine, că e vorba de și de Maria. Cu, atâta spui, farmacia inimica tera, atâta spui. Aia, da. Asta spune, așa, eu spun așa. O inimă sănătoasă iubește mai mult. Farmacia inimica tera. Hai, mă, că a cântat și Bebe Micu. Mulțumesc, farmacia inimica tera, rețeaua medicală Probio. Am un cadou pentru tine, cum am avut și pentru Maria. Mulțumesc Flowers Market Holland și Shield Up. Cadoul meu pentru tine, Bebe, este cardul Black Royal de la clinica Probio. Beneficiezi de un set de analize în valoare de 15 milioane, adică 1500 RON. Și ai și 15% reducere pe viață la orice alte servicii și investigații din cadrul rețelei ProBio. Uite ce scrie pe card, spune-mi și mie ce scrie. Mersi, mersi. Au temă, Bebe Micu, bravo. Și ce dată e acolo, ce număr e acolo? Numărul la serie aia, ce serie aia? 16-12-57, băi, mersi. Este seria cu... Mersi, da. Ziua ta de naștere? Chiar merg după ce plec de pe litoral, merg să-mi fac analizele, să văd cam ce colesterol mi-ați făcut și trigliceride, cât mi-au crescut vara asta. Mulțumim ProBio, dispun de o rețea de 24 de specialități medicale și două laboratoare de analize uzuale și de biologie moleculară. La telefon 6464 și apoi vii la băiatul la teatru. Poți obții orice, să vii și la teatru, să mă vezi, dar tu ai venit și am mai văzut cu Mirela Vaida, da, în spectacolul senzațional Acces Direct la Muzică. Și mai joc în niște spectacole cu Corina Chiriac, acum la Grădina Herăstrău. Ce mică e vacanța mare, să vii să mă vezi, e nebunie, e frumos. Mă simt foarte bine în preajma ta, ceea ce vă dorim și dumneavoastră. La revedere, mersi frumos de invitație. Mulțumesc, Bebe, pentru ocazia de care ai dat dovadă. Da, la revedere. Și acum nu uita! Și acum se vede cel mai bine cum a venit nenea Bebe. Se aude și se vede, a venit și nenea Bebe aici la Life-ul lui Enache, care vă dă pe toți pe spate. Dar Danu sta departe, vino la Life-ul lui Enache. Ți-am cântat ca să-ți ajungă, ți-a cântat și finul stângă. Încă o ediție incendiară, ceva așa de machidon, că suntem la Constanța pentru Bebe. Bine, Bebe! Să treacă iar anul și să cânti cu Mega! Mega starul! Cam asta a fost, Bebiță. Îți place cu fratele tău? Da, măi, am zis. Să facem o emisiune la teatru de vară, direct. Eu îi să bag în scenă, pai o masă așa ca pe UNESCO să faci. Și o Caterincă multă, că te gândești la conceptul ăsta, că nu e nasol. Da? Da, iau și eu bani mai mulți, că stau toată seara. Da.
Dai scuză-mă că uite. Bă, și am uitat să că melodia. Bebe bebe bebe. I wanna funk it up. A, că i-am cântat-o lui Iliana că vine bebe, știi? Una paloma blanca.